Salutare, dragi tovarăși, și bine v-am găsit la TLC Tables, Ladders and Chairs. Astăzi băgăm două meciuri care sigur o să dureze ca mult, meciuri pentru titluri. Săptămâna viitoare, cum vin show-urile astea, o să vă arăt două debuturi noi. Intră aici Rafael, ia uitați-l, poaș pe fundal, I came to play, ta-na-na-na-na-na-na. Fabulos Rafaelul ăsta. Eram aseară cu câțiva pe Discord și le-am arătat ce caractere am creat până acum. Faci unul, ăsta numai Rafael nu e. Intră acum și X-Slayder-ul bun. Hai să intre acum campionii la echipe. Vine și Royal Rumble-ul și realitate și în seria asta mea. Culmea, când filmez eu asta încă n-am postat Survivor Series-ul. Bun, hai să intre acum cel mai mare roacer din București, Dani Pennet. Nu știu de ce am făcut vocea asta. Autați-l, i-am făcut niște modificări, i-am pus brățările alea. Eram într-o seară cu el pe Discord și l-am întrebat dacă are brățări sau ceva să-i mai adaug. Mi-a arătat brățările pe care le poartă, le-am pus pe astea cât de cât seamănă. Și acum să intre și ăla de urăște rozu, rasistul ăla cu culorile fetițelor. Preferate fetițelor, habar n-am ce zic. Și I hate pink-ul, ia uitați-l aici. Vasluianul nostru, în caz că nu știți, ele din Bârlad, mă așa, Bârlad. Din Bârlad, adică județul Vaslui, pe scurt, Vasluian adevărat, I hate pink-ul. Un adevărat bătăuș când se îmbată. Bine, ajunge cu glumea despre Vasluian, sunt cam nesimțit. Match TLC, trebuie să te sui pe scară și să iei centurile atârnate acolo. Posibil match-ul ăsta o să dureze mult. Hai să vedem ce facem. Am pus cele mai șmechere tag team-uri din istoria WWE-ului și să înceapă meciul. Bun. Am tăbărât pe X-Slayder. Ia de aici, ia de aici, ia de aici. Aaaa, lumea huiduie pe aici, se pare. Și hai dacă un suplex. Mi l-a întors. Nu l-a întors. Poa, ce vertical suplex frumos. Rafael, ia vino încoace. Jucăm aici cu roacerul ăsta. Pac! M-am gândit să fac așa un TLC cu cu titlul echipe, cum a fost la la WrestleMania 19. Parcă când s-au bătut Edge și Christian cu Dudley Boys și Hardy Boys, când a dat Edge sulița aia de pe scară, dacă mai țineți minte. Bă, dar nicio masă pe aici, să o iau, să o pun. A, uite aici o masă, așa. Hai să văd dacă pot să scot și vreun scaun de aici. Cred că trebuie să rup masa comentatorilor să iau un scaun de acolo. Ia, mi-a dat o scară. Bun. Hai, Rafael, vină încoace. Și stai jos. Opa, mi-a întors acesta Irish Whip-ul. Auci. Ia ce-mi pregătește. Se suie acum pe... Aaa, ce mi-a dat-o aici. Hai că începe să activeze puțin slow motion-ul ăsta. Ok, văd că ăsta pune masa în colț acolo. Cred că vrea să-mi dea un Irish Whip acolo. Hai, prinde-l. Auci. Ia de aici. Hai da, treci în masă. Mamă, cum l-am prins pe ăsta. Hai, treci-mă în masă. Stai mai aici. Deci nu vrea să stea în masă. Ia, mi-ntoarce la Irish Whip-ul. Dar nasol cum ne batem așa haotic aici. Iar mișto să mai am pe careva cuș lângă mine și încă o tastatură sau un joystick. Un controller de la de Xbox, PlayStation, ceva. Lasă-l în pace. Puff! Am vrut eu să-i o dau. Hai să ne suim pe scară, vedem ce facem. Ăsta vrea să-l facă pe la... Să cedeze, bun. Și centura... Ok, hai că îmi place cum s-a buguit acolo. Centura, stai, pe fâs, apăs, ok. Oka, ok. Una. A ratat-o pe aia.
2, 3. X-Lederul văd că nu se mai ridică. 4, 5. Asta a ratat-o. Hai mă, ftu-ți băga meștri, ce aici? 6. Deci sunt 9 aici. Mi-a luat scare sub picioare și... Auci. Oh, a luat un scaun, ai hit pin cuvânt. Ia, pune acum mascara X-Lederul, văd că eu nu... Ai, că în sfârșit se ridică și Dani pe netul. Tai jos. Oh, i-a dat cu semnătura pe scara afară. Ai hit pin cuvânt. Și ce mi-a întors aici? I hate pink. Urcă, urcă, urcă. Hai că ai ăsta centurile, cred. Lasă-l în pace! Nu, l-a oprit, l-a oprit, văd. Ne mișcăm cam greu din câte se pare. Stai jos. Ok, X-Lader văd că acum e pe minus. Are buff din ăla negativ. Mamă, cu botul de scară cred că am dat. Mi-a dat cu semnătura. Ia, eu n-am luat rollout. Văd că n-am luat rollout. Ia ce vrea asta să ia scara aia, văd. Pardon, masa. Hai, băteți-vă acolo, în afară. Ia spar capul. Ia spar capul lui Rafael. Hai că o sari și pe X-Lader și nu l-am prins. Vino aici. Hai că nu cred că o să dureze mult meciul ăsta, văd, parcă e prea scurt. Stai jos. Ia ce face hit pin cu nu se suie pe scară? Auci. O, bă, ați văzut? I-a furat manevra lui I Hate Pink, i-a dat cu propriul său finisher și i-a spar și capul. Așa, stai aici. I-a spar capul lui I Hate Pink cu propria manevră. Și, se dă mai aici. X-Lader, unde ești? Auci. Suliță! I-am dat suliță, i-am dat sulița. Hai că văd că dominăm amândoi aici. Ia să iau niște trepte de-astea. Da, hai că e acum a hit prin cu centura. Văd că i-am pins dit ușor. Trebuie să vin cu echipă mai periculoasă să mă bat cu ăștia. Uite, știu, e plin de sânge Rafael săracu. Și Russian leg sweep și a luat I Hate Pink titlul. Titlurile, mă rog. Ne reușeam să fie ambele centuri acolo, dar într-adevăr, cine știe ce căcat de animații mai făceau ăștia. Bun, se pare că... Hai să vedem aici, deci l-am aruncat în masă și a căzut. L-am aruncat și pe ăsta și a căzut și el pe spate. Aici a dat mișto. Deci și pe scaun sau pe scară ce era acolo la pizdit, ia. Aici vine semnătura ăstuia, cred. Aici am dat și eu un DDT. N-a fost chiar așa rău meciul ăsta, un pic cam scurt, se puteau face mult mai multe lucruri. And still, Tag Team Champions, Nipinate! Au rămas campion la echipe, I Hate Pink și cu Dani Pennett. Hai să vedem și la main event în această seară, cineva avea în continuare, hai să vedem dacă se schimbă sau nu centura WWE. Iar acum, meciul pentru centură!
Hai să vedem ce putem face aici, dacă îl putem bate pe GRV-ul ăsta sau nu. E aici din ring, hai, Valea. Opa, mi-a întors nebunul. Hai să încercăm să facem un meci cât mai frumos. Dacă pierd, măcar să fie frumos meciul, măcar atâta. Și ia de aici și Running Bulldog. Bun, un meci cât de cât echilibrat acuși așa de început. Hai să luăm masa asta să ne distrăm cu ea. Punem masa, numai bucăți de pumn în gură îi dăm. Bă, nu mai face taunt. Cineva, unde te crezi? Ok, punem asta aici. Guys, it's almost as if this superstar has been walking on air ever since the latest rankings came out. I don't think I've ever seen. Ia treci în masă. Treci la masă. Și ok, am vrut să fac asta. Așa, da. Cu capul direct în aia. Hai, acum să punem scara. Deci am pus o masă, acum punem scara. Noi mâncăm pe masă, dar folosim scări pe post de tacâmburi, înțelegeți? Nici una habar ce zic aici, dar mă rog. Nu mă întrerupe. Nu mă întrerupe. Așa, nu m-a întrerupt. Hai, treci în ring. Sau hai să mai dăm un pic cu capul de asta. Ia, m-a băgat nebunul. Să-i întoarcem, dacă vrem să... Ok, să-l punem aici. Oh, mi-a întors. Mai face și taunt acum, Bulangiu. De ce dracu se suie pe colț? Nu știu. Hai, acum, amu-i-amu. Perfect. Și hai să dăm cu splash-ul. Splash! Vedete la apă. Avem reloare, avem. Ia uitați. Pac! Cum a rupt aici scara cu el. E, așa da. Un început promițător. Chiar dacă ăsta nu prea a făcut nimic, ai că momentul ăla pe care l-are e tot momentul său. Stai jos. Da, săracul nu prea are momentum. Eu deja am făcut semnătură. Sunt și pe verde și pe albastru deschis cu energia. Hai să mai încerc ceva să fac aici. Bine, nu voiam să mă sui pe colțul ringului, dar dacă toți suntem aici. S-a ferit ăsta. Ce mișto takedown-ul ăsta. Reversal, mă rog. Hai, dacă-i TLC, ne distrăm ca lumea totuși și naiba. Ok, și să nu ne întoarcă. Ne-a întors. Bun. Așa da. Așa da. Și mai scot o masă. Sau nu, 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 ia mai bine să rup. Ia mai bine să rup mesele astea. Hai, am rupt o scară cu el. Am rupt o masă, mai rupem una. Dacă era tables match, câștigam frumos așa. Prima asta comentatorilor. Mi-a întors semnătura, n-a întors-o. 1, 2. Pa, cu spatele pe monitor. Da, ok, văd că a trecut prin el monitorul ăla. Nu știu cum dracu. Ah, nu-i de la gros, e de la subțire, am înțeles. Ia, vină încoa. Bă, ați observat că în meciurile astea tipul TLC fac cea mai multă miserie. Bucăți de lemn pe acolo, scaune rupte, numai chestii de genul. Ia uite aici. I-am spart și capul. Mai ne fur tot titlul acum, nebunule.
Nu, hai că folosesc toate weapon-urile. Mă, practic, noi așa treptele la români le mai spunem și scări. Deci putem folosi și astea teoretic și practic. Și cred că nu-l ating. Ba, dar l-am atins pe picior. Unde dracul l-am lovit? Așa, pe piept. Încă o dată. Stai, mai de asta. Voiam să o arunc pe el. Ia, dacă stau așa. Hai mă, voiam să o arunc pe el. Nu merge? Așa, asta am vrut să fac. Asta am vrut să fac. Hai, vino încă dacă ești becher. Hai că te aștept. Uite, hello, sunt aici. A început ăsta să întoarcă. Stai să vezi că acum face ăsta cum se cheamă, finisher, mă las în knockout, ia scara și s-a încheiat meciul. A favorable ranking for sure for this superstar, as Byron was saying, but that shouldn't come as a surprise to anyone. It's been one great performance after another as late. Asta face tău, nu-i sănătos. Mă, s-a tâmpit jocul ăsta, nu înțeleg. When you rank that high, you have to feel good about yourself. Now, let's see if that equates to another victory here tonight. Bun. Și hai să dau cu semnătura. Hai că la fix am pus că să-i dau cu lariatul ăsta. By the way, nu fac Royal Rumble în episodul următor, o să mai fac un SmackDown ca să vă mai arăt, ca să mai fac două debuturi în această serie. Ce mi-a întors nebunul. Nu dai cu comeback, nu dai cu comeback, n-auzi mă că tu nu-ți dai cu comeback-ul acum. Vrea nebună să-ți dea comeback-ul. Da, să vede ce fac eu acum. Ia, stai aici. Așa. Și facem un OMG. A căzut și scara aia. Îl admirăm puțin așa că e frumos rău și ne luăm avânt. Și... Așa, da... This is awesome. Până acum am dat două OMG-uri. Hai că a fost fain. Ia, ce mai am aici? Mai am un scaun. Hai că-l bat puțin cu ăsta. Așa. Good point by Byron earlier. If there's an opening to execute the finisher, you got to take it. The last thing you want to do is let your opponent. Hai să iau masa. Pardon, scara, s-o pun. Ce faci, mă? Ia cum îl împing. Lol, ce bug mișto. I remember that like it was yesterday, Cole. Hai că mi-a plăcut la un pis atâta. Skip thought it would be a good idea to do some mid-ring push-ups. And as you were saying, the decision ultimately came back to haunt him. Ia, deci ce scot? O altă scară. Ok. Hai să o pun și pe asta. Da, văd că m-am descurcat destul de bine până acum. Hai că acum urcă nebunul ăsta. Ia de aici una în gură. Sau mă rog, l-a ficat. Da, l-a ficat. Și am făcut semnătura, am făcut-o. Ne, a făcut și el. Ce mi-a dat-o aici. Da, am dat acum cu semnătura. Tot publicul, uitați-l, yes, yes, da. Nu s-au de cum țipă lumea, nu înțeleg de ce. Cred că acum ăsta se suie. Bătut în ultimul hal, încearcă să se suie. Nu cred că am băgat vreun punct în aia, nu cred. Sau parcă. Ia, are ceva acolo? N-are nimic.
Stai cu minte. Dă-te jos. Dă-te jos, n-auzi? Bă, dar ești culmea. Așa, cred că am dat-o până peste curea. Chestia aia a fost cam gay. Ia ieși din ring să nu te mai văd. Dar ce vrea asta să ia acum? Hai că am făcut o mizerie în ultimul hal aici. This one's getting ugly. You might want to turn away if you have a weak heart. M-a întors. And it's reversed. M-a întors și semnătura. Bă, du-te, dracu. Nu, 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 nu. Ce faci, mă? Așa direct pe scara aia. Că așa merită. Bun, hai să ne ridicăm pe planet. Hai, vină-mi cu a. Hai că-i rupe spinarea, cred. Ne, puțin cu piciorul, cred că a atins scara aia. Let me tell you, the human body was not meant to be slammed like that. He's in big trouble. What's he gonna do? Ce faci, mă? Watch this here. Hai, îl calc așa, îl joc în picioare, până își strică un reversal. Big move coming. Oh boy, he is. Bun, și-a stricat ambele reversaluri. Ce faci, mă? Ia vină încoa. Hai. Și cred că cam asta a fost. Dirty Deeds. Mai să-mi fur tu mie titlul acum. Plin tot de sânge săracu. Ce repede am urcat pe scară. Hai să văd, iau acum centura. Ma, da. Nici un punct băgat aici. Nu, nu, mă dau jos, mă dau jos. Au. Ia și tu aici un pumn. Dar n-am finisher de pe... N-aveam finisher, să-i dau finisherul de pe scară. Bă, dar nu sunt în stare să fac minigame-ul ăsta. Nu, deci mă fac de căcat, se pare. L-am bătut tot meciul, dar nu sunt în stare să fac porcăria asta de aici. Așa, târăște-te că te târăști degeaba. Nene, Ovidiu e din nou campionul WWE. Sau cum zic alții, WWE. Trebuie să zice W. Da, uite, a rupt masa aia cu el, era să zic scară, mi-a dat aici o semnătură. Ia. Puuu, să-mi țiuie căpățâna. Aici mi-a întors el din nou o semnătură. Ia, l-am lovit de scară, nici nu s-a văzut. Dirty Dizu și cam aia au fost. N-a vrut să arate când am rupt masa comentatorilor, când am rupt scara aia cu el. Hai să vedem ce urmează, că vine un SmackDown, o să avem de fapt două debuturi pentru episodul următor. Nu știu dacă știți cine o să debuteze, probabil unii știți, unii nu, aveți bănuieli, n-aveți, în fine, hai. Vă aștept să scrieți în comentarii, sunt curios cine bănuiți voi că, pe cine bănuiți că va debuta. Să vă dau niște indicii, unul e gamer, ălaltul e roșu. Ciao, Leslie.